primul tren electric cumpărat în ultimii 40 de ani s-a stricat. Cum a fost călătoria cu tren? Superbă, nu mai bine. Doamne, cum e asta? Îmi vine și să plâng și să râd în același timp. Știm cu toții care e situația cu trenurile la noi în țară, da? Ei bine, după 4 decenii s-a vrut modernizarea sistemului feroviar. S-au comandat din Polonia 37 de trenuri printr-un contract de 480 de milioane de euro și la primele probe, ce credeți? S-a întâmplat ceva! Trece trenul printre munți ca un șarpe lung. Ștefan Roșanu, șeful Autorității de Reformă Feroviară, a confirmat acest incident, spunând că este necesară înlocuirea întregii instalații de alimentare cu una nouă importată tot din Polonia. Măi, oameni buni, vă reamintesc că 70% din calea ferată din România ar trebui reabilitată de urgență și nu o zic eu, o zic experții. Și avem nevoie de câteva sute de trenuri, nu de 37, dar totuși începutul ăsta părea promițător. E, batem șaua ca să priceapă iapa, ne-am împotmolit fix la linia de start și putem spune că am cam început așa cu stângul. Se pare bătaie de joc? A, nu, normal că da.